Născut într-o comună din apropierea Slatinei, Mihai Dorobanțu este un împătimit al sportului. La început a practicat lupte și box și de puțin timp s-a apucat de arte marțiale mixte. Rezultatele obținute l-au propulsat repede în lotul național, iar la prima sa participare la europene a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, aducând României prima medalie de aur la categoria super grea a acestui sport. Competiția asta și sportul acesta nu este la fel ca oricare sport, box sau, nu știu, judo. Sportul acesta este foarte complex și are la bază toate sporturile într-unul. Cele mai multe meciuri nu s-au terminat la decizii, s-au terminat înainte de limita timpului. Adică pentru ștrangulare sau tehnică articulară pe braț sau pe picior. Până acum, din ce știi tu, România a obținut performanțe de acest gen la acest sport? România nu a participat până acum și nu. Este primul an care au luat cele mai bune rezultate și au obținut cele mai bune medalii. În vederea unei prestații cât mai bune la campionatul european de arte marțiale mixte, sportivul oltean s-a antrenat zilnic timp de mai multe ore. A făcut-o cu multă seriozitate, așa că antrenorii săi se așteptau să urce pe podium, chiar dacă nu pe prima treaptă. Cum este sportivul dumneavoastră, care iată a fost ca și sportiv încununat cu o medalie europeană de aur? Este un sportiv model, da? Muncește foarte mult, talent cu carul, voință și răbdare. Așteptați la o astfel de performanță din partea sa? Prin muncă se poate face orice. Cam cât muncește pe zi? Muncește în jur de 2 ore pe zi, numai la box, afară de celelalte sporturi, de le face el judo, lupte. Campionatul European de Arte Marțiale Mixte a fost organizat săptămâna trecută de Federația Internațională de Arte Marțiale Mixte și Federația Română de Kempo, competiția desfășurându-se pentru prima dată la București. Ea a reunit la star sportivi din 25 de țări. România a fost reprezentată de 9 sportivi.